Un fost angajat al complexului energetic Oltenia, care a ieșit la pensie în urmă cu un an după 36 de ani de muncă în minerit, amenință acum că împreună cu mai mulți localnici din Runcurel va face memorii și la CEDO și chiar va intra în greva foamei în fața CEO. Ionel Șoangher, împreună cu alte 10 de familii din satul Runcurel, le-au fost luate terenurile, practic cu japca. Proprietățile le-au fost distruse de minerit, CEO punând stăpânire pe terenurile lor, fără să-i despăgubească în vreun fel. În continuare, cred că cu mai mulți cetățeni vom face alte memorii, eu cel puțin am de gând să ajung chiar la CEDO, pentru că nu se poate așa ceva, pentru că vă spun și de ce. Toți copiii mei, nu e unul angajat. Deci mi s-a refuzat orice angajare, am documentații care pot să prezint când am făcut cererile. În condițiile în care au nevoie de personal. Da. Și am cerut cerere să mi se angajeze copiii. Iar copiii mei n-au fost angajați și copiii mei locuiesc în orașe, cum ar fi Timișoara, București sau chiar Italia, și plătesc sute de euro chirie. Iar domnii, nu vreau să dau exemplu, vine și angajează nu știu pe cine la 50 de kilometri sau 40 sau nu știu de unde este, pe pământul lui tata, lui mama și al lui părinții mei și al bunicii mei. Și la toți oamenii din sat, vă dați seama, nu sunt numai eu în caz în situația aceasta. Deci e inexplicabil, nu știu, nu se mai găsește nici cuvinte de spus. Spun deși, spun că ei sunt statul. Dacă tu mi-ai tot dreptul la viață, eu trebuie să plec anul ăsta, vă spun, trebuie să plec de acolo. Pentru că oricând se poate de rămas acasă. Și deși știu situația, asta a făcut memorii peste memorii. Nu mai am decât într-o singură cameră care mai e tavanul, dar l-am refăcut și pe ala acum 2 ani. Și da. Poze, da. Și îi crăpat pe toți pereții peste tot în 3 locuri, bași degetul prin casă. Pentru că casa este lângă haldă, deși rabzețelul s-a retras, dar halda în continuare se așează, creează presiune și obligat, casa fiind de acolo, se duce, crap, până la urmă o să cadă. În timp ce compania a făcut sute de angajări pe bază de legături politice, oamenii din Runcurel nu au beneficiat de această facilitate pentru familiile lor, deși legea impune angajarea unor membri ai familiilor în schimbul caselor și pământurilor.